Salut și bine am găsit la un nou episod din Farming Simulator 22, din nou pe rogat, pe utilaje românești, harta voastră și seria voastră preferată. L-avem invitat pe Gabi, Salut! Prietenul meu care mai curând o să fie parașută, avion, nu știu ce o să fie. O să plece spre țările calde. Unde te duci, Gabi? Dă-ne așa niște secret. Detalii. Ia, e secret, nu vrei să ne spui. O să pleci într-o vacanță și probabil să vedeți câteva clipuri fără el, dar noi ne filmăm din avans, deci cred că o să fie oarecum bine. Înainte de a începe, nu uita să vă abonați la canal dacă sunteți noi, aș aprecia enorm de mult. Să dați și voi acolo un like. Meu. Aia vreau să zic, să dați un like, să apăsați clopoțelul, Discord în descriere. Și canalul meu, tot acolo în descriere îl găsiți, să-mi dați și mie acolo subscribe. Mi-a spus data trecută Gabi că nu i-a plăcut cum i-am promovat canalul, așa că l-am lăsat pe el să zică... să vă zic că vouă să vă abonați de fapt. Așa că dacă vreți să faceți, aveți link-ul în descriere. Bineînțeles, nu e obligatoriu. Începem și noi prin a face niște mâncărică la văcuțe. Așa, hai să mă dau aici în spate. Și acum cât trebuie să-ți pun iarbă? O tonă. O tonă trebuie să-ți pun și de iarbă. Nu întreba și cu punul ăsta de jos. Am avut un mic incident, s-a cam rupt balotul. Și a zis Gabi că o să repare el treaba asta, pentru că eu nu prea mă am la suflet așa cu Ifron. Îmi place foarte, foarte mult cum arată ca aspect, dar nu-mi place deloc funcționalitatea lui, pentru că are controlele un pic mai mult dubioase. Adică da, le are o să invers. Mă ocup eu un pic de baloții de pe terenuri și așa. Și așa el se ocupă de bază. Mai dai. Așa, cred că ajunge bun. Mai, de fapt, mai poți să mai pui un mai pic. Bun? Hai că-s mai bun. Da, mai pune un pic. Lui Gabi îi place să aranjeze, domnule, lucrurile pe aici, utilajele, chestii, ele... Așa, bun, perfect. Hai și acum să trebuie să-ți pun și silici. Îți las furca asta direct în balot ca să nu mă mai complic eu cu ea. Pentru că o să am alte probleme mult mai importante în acest videoclip de făcut. Vă mulțumesc frumos de toată susținerea de la seria asta, am văzut că vă place enorm de mult și am făcut super, super multe și vizionări și like-uri și comentarii pozitive, sunteți absolut amazing. Ba chiar cineva m-a certat pentru faptul că nu postez destul de des utilaje românești, o să fac tot posibilul să... Fix asta s-am primit comentariul și mi-a zis, bă, supăra pe tine, Răzvane, și am întrebat acolo, de ce? Păi uite, postez foarte rar utilaje românești. O să încerc să le postez, să postez clipuri din seria asta mai... O să încerc să postez clipuri din seria asta mult mai des, pentru că am văzut că vă place. Băi, îți pun ceva sau pun pe lângă? Da, da, îmi pui. Ok. Da, las-o mai jos. Așa. Ia. Trebuie să dau? Mai pun? Da, da, pune. Cred mai, că mai trebuie. Ia, dă-te un pic, că încerc să iau pasta de jos. Exact. Jos. Mamă, cât de ciudat e cu controlele lui inversate. Dar vezi că de bine, de rău și-a făcut treaba. Când ai rămas în podmolit, cine te-a scos ia zi, Gabi? Păi, ifronistul din mine. Ia vin așa ușor, să mă concentrez. Văcutele noastre o să fie super fericite. Ideea e că ele nu mănâncă foarte des. Gata, bine, gata. Cred că e și datorită faptului că avem foarte puține. Avem doar 10. O să trească să mai rezolvăm. 12, nu 10. O să trească să mai rezolvăm și cu asta. Dă-te un pic în față să poți să mă întorc eu să-ți las cupa aici. De fapt îți las tot ifronul aici și mă duc eu la treaba mea, pentru că eu am pus UTB-ul ăsta nou, nouț, frumos aici, la munca câmpului, domnule. M-am apucat să pregătim deja terenul pentru toamnă, suntem în luna septembrie. Bugetul nu e un wow, mai avem doar 2800 de euro, dar ne facem viacul cu el. Și am pus aici terenul, nu terenul, am pus aici UTB-ul la muncă, pentru că trebuie terenul ăsta arat înainte să semănăm. Nu știu ce să punem pe ele. Te-ai gândit la ceva? Momentan nu m-am gândit, dar poate o floare a soarelui, un porumb. Ar merge, ideea e că ne-ar trebui ceva... Da, ar fi fain să diversificăm, numai că o să fie alți bani, altă distracție pentru headere. Dar... Păi header avem. Și avem și de porumb? Mânătoare. Da, da. Pă bune, înseamnă că asta facem, e gata. În bază. S-a decis, dacă avem tot ce ne trebuie, s-a decis. De asemenea, terenul din față cu numărul 24 este terenul nostru, pentru că l-am cumpărat la finalul episodului trecut. Unul dintre goal-uri este făcut. Acum să vedem de unde mai scoatem noi 70.000 de euro până prin primăvara anului viitor din joc, cum ar veni. Pentru că atâta costă terenul cu numărul 6, pe ăla o să-l cumpărăm din câte am vorbit cu Gabi. Și na, trebuie să facem rost de 70.000 de euro, deci în momentul de față suntem în goana după bani. O să vină în schimb perioada de iarnă, când o să putem să vindem ouă, n-am vândut niciodată ouă până acum și avem câteva. Și lapte cred că și... o să mai putem să vindem prin ianuarie. Exact, parcă. Exact. Plus de asta noi mai avem ceva
Semințe, avem o remorcă de... de ce e remorca aia? De ovăz, cred. Cred că o văz, da. Și Și... plus că mai avem și soia care e gata de recoltat. Exact, avem terenul ăsta cu soia pe care o să trebuiască să le recoltăm și pe el în sezonul acesta, vrem nu vrem, pentru că e ultima lună în care e posibilă recoltarea lui. De asemenea, o să vină și terenul respectiv făcut așa frumos, arat, pregătit pentru toamnă. Și floarea, din câte știu, și porumbul se plantează în primăvară, nu? Nu se plantează niciuna din toamnă. Da, în primăvară. Toamnă Deci... plantăm, se pot planta doar barley și grâu. Și nu cred că punem niciuna dintre ele. Sau punem un teren de grâu să avem de baloți? Păi, eu zic că momentan ne descurcăm. Ajung baloții. Că și consumăm foarte puțin baloți, bine ce-i drept, e că și cantitatea în mixer e una foarte mică. Dar până acum cu Da, vacile nu cred că... Aia vreau să cu un zic. balot facem destul de multe remorci de Exact. Deci timp. pe parcursul verii, nu cred că am consumat mai mult de 2 baloți din fiecare. 2 baloți de fân și 2 baloți de iarbă. Și avem o grămadă, adică o grămadă de luni am folosit din mâncarea aia și văcuțele au produs. Dar, na, consumăm, mănâncă foarte puțin, am văzut, ceea ce e un lucru bun pentru noi, pentru că, na, mai economisim. Deci După ce asta... o să ne extindem și cu văcuțele, îți dai seama că o să trebuiască minim pe un teren să plantăm și noi ce ne trebuie pentru ele, adică Bineînțeles, oricum, acum că avem și terenul ăsta să mare de avem ploaie. iarbă, poate facem și noi o cultură de aia gigantică de silici. Să mai facem și un bănuț, pentru că dacă vrem să ne extindem și cu vacile, trebuie bani, frate, ești nebun. N-avem cum altcumva. Bun, între timp cât eu o să fac aici terenul și o să mă apuc și la recoltat terenul următor, o să vă las cu un timelapse, dar nu înainte de a face mențiunea că m-a certat cineva în comentarii și mi-a spus că, de fapt nu m-a certat, m-a rugat frumos, că în momentul în care o să mai fac timelapse-uri pe canal, nu-i rețin numele, dar dacă o să-i găsesc comentariul o să vi-l și pun pe ecran, dacă o să mai fac timelapse-uri pe canal, să pun muzică peste ele. Ok, dorința voastră e poruncă pentru mine. Până acum n-am avut ocazia să mai fac timelapse-uri, în ultimele două videoclipuri au fost videoclipuri propriu-zise, fără timelapse-uri, deci acum putem să facem și treaba asta. Eu am evitat să o fac pentru că, na, din motive de copyright, dar o să încerc să găsesc melodie în CS care să se potrivească cât de cât și hai să vedem ce iese.
ultima sută de metri aici l-a recoltat. Gabriel, dacă nu ai de lucru, poți să vii și tu să mă descarci frumos, să duc și Bă, eu chiar combina. asta vreau să fac. Gând la gând cu bucurie, ești nebun. Cred că altceva nu mai avem de recoltat. Nu am recoltat toate terenurile. Da, nu mai avem. Asta, ăsta e ultimul teren. Avem și noi 3 terenuri amărâte. În viitorul cel mai apropiat o să fie 4. Așa că probabil combina, nu probabil, sigur, combina până la iarnă, de fapt până la toamna viitoare o să stea pătușă când o să o folosim iară. Din terenul ăsta n-am scos cine știe ce, mă rog, era de așteptat, am avut soia, 4 tone, 300, nu știu de ce, că l-am și avut fertilizat și erbicida, dar nu e terenul foarte mare, adică se și vede cât de micuț e terenul. Bă, dar vezi că e bine 4 tone. 4 tone, 300. Bă, eu mă așteptam la mai mult, la un 6 o tone, tonă, sincer. Păi da, dar o tonă se vine cu 3500 maxim. 3500 maxim, dar mi se pare da. Că prețul e undeva, prețul ei maxim e undeva în iarnă, dacă nu mă înșel. Nu în iarnă. Nu în iarnă, în primăvară? E în iunie. În iunie, ok, ok. Deci avem de așteptat până să putem să luăm banii de pe soia asta. Trebuie să las momentan soia în remorcă, că nu mai avem, nu prea mai avem loc în Hai garaj. Că merg acum să agă la lume cum, cum ai aranjat, de fapt, că nu pot să spun că am aranjat, că eu nu prea am făcut nimica. Hai să vă arăt cum a aranjat Gabi aici. Bă, deci avem adevărate hambare, exact ca în România, în real life. E frumos, domnule, n-ai ce să zici. O să te las să bagi tu combina aici, pentru că știi prea bine ce am pățit eu ultima oară. Nu știu, în partea asta nu, în partea asta e ifron, nu? În partea asta avem. Ia, uitați-vă aici. Avem soia, avem grâu, avem de toate, peste tot. Nu e soia, e ovăz și ovăz. Asta e ce e? Grâu? Grâu. Grâu și ovăz, am înțeles. Mamă, m-a închis Gabi aici înăuntru. O să băgăm și va moduri de lopățică, ca să ne fie mult mai ușor să... Uite, am putea să băgăm și în partea asta, dar e foarte greu, adică nici n-ai cum să intre cu ifronul până aici, așa dacă ai mod de lopată, pam pam, faci treaba un pic mai ușoară. Hai să verificăm noi animalele, să vedem în ce stadiu le avem. Văcuțele au produs deja 7 tone aproape de lapte, ceea ce e super bine, când o să vândă laptele peste vreo 2 luni la prețul lui maxim. O să fie giugiuc, găinile, cum sunt găinile? Bă, și găinile sunt bine, plus că avem o grămadă de ouă. Hai să vă arăt aici câte cofraje, 1, 2, 3 cofraje pline, plus ăsta, plus mai avem noi unul prin spate, cred eu. Bun, ce ar trebui să facem noi în momentul de față? Ar trebui să iau tractorul ăsta dacă tot are plugul cuplat și să-l duc eu frumos la teren, să-l pun pe lucrător automat, să-și facă el damblaua. Pentru că nu mai vreau să fac eu asta și eu ar trebui să mă ocup un pic de sere. Pentru că în ultimul timp tot am vândut de la sere și apă nu prea am băgat. Așa că ar trebui să duc câte o cisternă, două de apă la fiecare seră în parte. Ca să fim siguri aici, nu ne jucăm cu modul ăla de conductă automată. Pentru că na, mă gândesc că ești undeva la țară unde nu ai neapărat boiler sau hidrofor sau chestii de genul. Bine, hidrofor, boilerul nu are legătură, dar hidrofor. Și categoric de la apa orașului, să zic așa, nu poți să te legi pentru că nu-ți conducte pe la țară. Fântâna noastră pare abandonată, deci mi se pare normal să folosim... Ia uitați cum e fântâna, nu are niciun hidrofor, trebuie să dăm la găleată dacă vrem, domnule. Așa că folosim cisterna să nu devină totul prea overpower. De asemenea, o să trebuiască să mai facem și niște mâncărică la vaci. Și cred eu că pe final o să bag și o căruță de pădure, domnule, dar o încarc eu așa cum că știu eu. Eu cred că mă duc direct la pădure. Te duci direct? Să ai niște lemne. Perfect. Bă, încarc o căruță, dar cum știi tu așa, domnule. Full ochi vreau să fie căruța pe care o încarci. Ca să mai produce și noi niște marafeți, că suntem nașpa. Dacă o să mai dăm timpul o lună pe rapid, 2800 e aproape nimic. Plus de asta o să vină sezonul semănatului, că ne trebuie sămânță, ne mai trebuie un fertilizator. Avem. Avem? Da, da. Da, uite, și să cred că am putea, ca să reducem un pic costurile de producție, să zic așa. Așa. Să cumpărăm un împrăștiator din ăla de să dăm cu fertilizator lichid de slurry? Vaci. Da, 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 de slurry. Am înțeles. Uite, o să trebuiască și pe terenul cu numărul 24, care e aici în dreapta mea, să venim cu un fertilizator, pentru că momentan nu e fertilizată. Știți că noi l-am cumpărat imediat după ce am făcut misiunea de tăiat iarba de pe el și de făcut balos, dar nu știu dacă am fertilizator și dacă nu avem fertilizator o să fie o oarecare problemă, pentru că nici bani nu avem să cumpărăm unul și nu vreau să rămânem chiar pe zero, deci nu ăsta e planul.
De asemenea, tot zic de terenul ăsta de lângă ușă, pe care eu efectiv nu-l suport, când o să prind, prima dată în viața mea când o să prind o sumă de 20-30 de mii, mă bag direct și îl cumpăr ca să pot să-l rezolv, să-l fac așa cum îmi place. Să vedem dacă ne descurcăm noi aici cu cisterna, să o băgăm cu spatele fix în zona unde ar trebui să bag eu apa. Opa! A sărit peste paleta, a dus direct, cred că mânca pe toată cisterna. Oho, și-ar mai încăpea. Hai să vedem exact care e statusul la ferme. Avem 13 tone și la astea avem câte 10. E oarecum ciudat că e cisterna destul de mică, dar nici prea mare nu era ok pentru că era destul de OP, așa că vrem totuși să păstrăm și o oarecare doză de realism, știi? Că așa aș putea să bag o cisternă care să nu aibă greutatea ei și să poată fi trasă foarte, foarte ușor de UTB cu, nu știu, 20 de tone de apă. Dar unde ar mai fi chestia asta de roleplay, de realitate? Noi încercăm să simulăm cât mai mult România, iar dacă facem treaba asta, practic, s-ar bate cap în cap, știi? Pe o parte am încercat să simulăm și pe o parte am dat-o de tot în bară cu chestiile astea nerealiste. Să simulăm România în afară de pădure, că noi nu suntem cu furatul și cu așa. Da. Noi, spre deosebire de alții din România, tăiem din pădurile noastre și nu numai atât, dar și replantăm. O să vedeți că mai avem foarte puțin de tăiat din pădure și cu siguranță în primăvara anului ăsta o să trebuiască să o replantăm toată și am un mod special, de fapt avem un mod special pentru treaba asta, o să vedeți. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult când l-am văzut și sunt convins că și vouă, din cauza vitezii se întâmplă, sunt convins că și vouă o să vă placă la fel de mult. O să las pe Gabi să umple frumos acolo toată căruța, să o facă full ochi. Dacă ai lemn, pune în amândouă, să facem așa un drum de final de episod. Eu, ca să nu vă mai... Da, cealaltă căruță e în fermă E în și fermă? n-am luat-o. Păi fii atent, tu doar taie că o să vin eu cu ea. Deci o umpli pe a ta și Bine. mai tai de încă una și oricum o să vin eu cu ea. Și ca să nu vă plictisesc pe voi, oameni buni, până Gabi o să taie lemnele, o să pregătească acolo și eu între timp o să umplu, cum îi zice, o să umplu serele cu apă, revin direct de la pădure, cred că e cel mai bine așa pentru toată lumea. Și ca parte finală, oameni buni, avem aici două monstruozități. A încărcat Gabi nebunul la ele, nu s-a jucat. Uitați-vă și voi, oameni buni, cât Păi am pus am pe încărcat căruță. că știu că duce UTB-ul, Deci, că e potent. efectiv, sunt de două ori mai lungi decât căruța. Sunt curios dacă o să ajungem cu ele până la destinație. Sunt foarte multe lemne și vreau să vedem. Nu avem UTB-ul nou, pentru că, by the way, înainte să plecăm la drum, ia stai un pic, Gabi, să le are la oameni ceva. Cu UTB-ul nou s-a întâmplat cam chestia asta, dacă vă vine să credeți sau nu. Da, ați ghicit, e terenul cu numărul 24, terenul nostru de iarbă. Am pus și eu lucrător automat să dea cu plugul aici, pe lângă faptul că odată, uitați-vă și voi în ce mod, al meu o detectat terenurile foarte apropiate ca fiind un teren și s-a băgat un pic și pe terenul ăsta la creație să dea el cu plugul. Bine că l-am descoperit la timp, în timp ce căram eu ia apă, am zis că bă, pot să iau peste terenul că și așa n-am semănat nimic pe ele și să mă duc acolo la lac, că mi-e mai aproape. Și l-am văzut pe ăsta aici, mi-am pus mâinile în cap direct. L-am oprit, o să să-ți facem noi manual pentru că n-am altă variantă decât să mai facă vreo prostie. Și hai să vedem cum reușim să ajungem. Mamă, Gabi! Eu îți cu remorca cu roțile de față pe sus. Eu nu. What? Da, lemele se duc așa, stânga-dreapta și La eu îi mine dau mai ușor să nu mă răstorn. nu se duc lemnele stânga-dreapta, dar datorită faptului că am niște lemne foarte lungi, gen de două ori mai mult mai lungi decât remorca, ideea e că ajung cu lemnele alea pe jos și merg cu roțile din față pe sus. Uitați-vă și voi, roți... Vezi cum ce... îmi fac mie roțile de What? pe față de la Mamă, la tine căruță? chiar că se duc stânga-dreapta, la mine n-am probleme, dar eu merg cu cele două roți de pe față, efectiv n-ajung deloc pe pământ. What? Mamă, și acum am văzut, sper să ajung până acolo, că Da, e stai chiar aia că motorină. încerc să-mi facă și mie. Gata, nu mai le-am rezolvat. Nu mai am motorină, mamă, dar tu știi că și eu am Ba, foarte puțină. mai am puțină. Da, nu Și sunt pe de asta zic, roșu. sper să ajung până acolo. Nu sunt pe roșu, dar și am puțină. Ia uite că încep și ale mele să fac așa. Le-ai cobit ce le-ai făcut. Ideea e că la mine nu fac așa pentru că practic ele stârâte pe jos. Bine, UTB-ul nici nu simte treaba asta, vă dați seama. Dar stârâte pe jos pentru că merg gen cu spatele. Hai să vă arăt.
Cu spatele ele stârâte pe jos, efectiv. Și practic de aia mergem doar pe două roți, pentru că e greutate mai multă pe spate și ridică remorca de roțile din față. Mă rog, căruța, în cazul nostru. Sper să ajungem bine cu ele. Gabi trebuie să o lase mai încet, pentru că ați văzut cum îi fac lemnele, eu n-am problemă. Wow, 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 wow. Sper doar să nu mă răstorn atâta tot și să ajungem cu bine. Ar trebui să luăm ceva pe lemnele astea și am observat acum cu Gabi că mai avem, bă, suntem cam la un sfert cu pădurea, deci mai avem ceva. Eu am tot evitat să mai tai din ea, crezând că nu mai avem deloc și că trebuie să ne apucăm să o replantăm. Și cred că o să facem asta, v-am spus, în primăvară. Să respectăm așa un pic sezoanele, deși știu că n-are de face, dar... Știu că în realitate ori toamna, ori primăvara se plantează copaci, așa că asta o să facem și noi în joc. Și n-am făcut în toamna asta pentru că am crezut că, bă, mai avem din pădure. Dar am fi putut și toamna asta. Dar până la primăvară cu siguranță o terminăm de tot. Replantăm toată pădurea de la cap, pentru că aici o pădure e mult mai scumpă decât un teren. Mamă, cum îți face remorca, Gabi. Aici trebuie să facem stânga, cred. Nu. No. Nu? No? Tu ei pe sus? Facem la următoare. Ah. Eu făceam aici stânga de obicei, dar... Păi e cam același drum. Ia uite că aici la deal simte 13 km pe oră. Hai, tată, știu că poți. Nu mă fă de râs la oamenii ăștia. Bine, că și carul cantitate ați văzut și voi. Dă 10 ori mai mare decât remorca. Dar n-am explodat UTB-urile astea la pădure, da? Le-au vărjat la maxim, ești nebun? Atâta timp cât duc. Asta vreau să aud. Oricum... Și le întreținem, le băgăm motorină, le reparăm, le exact, spălăm. Exact, exact. Oricum, fantezia și... te ajut? Cam greu, okay? Cam greu. Cam greu. Hai să vezi la mine acum că plec de pe loc cu el. 9 km pe oră. Hai, tată, 8 km. 9, 10. La mine e și nașpa că râmă efectiv în pământ cu partea de spate. Greutate mai mare acolo pentru că am pus... Copacul ăsta de la mijloc, care e cel mai gros, e foarte gros și la capătul celălalt și ăsta ajunge pe jos, deci e curios cumva... cum o să ducă UTB-ul căruța aia pe care o vom folosi pe live-ul în care vom defrișa toată pădurea. Mamă, deci pentru e o căruță... Pentru că avem o căruță nouă. Da, nu vă zic cum e chat. Dacă trebuie să fiți neapărat pe live. Nu vă zic cum e, vă zic atâta, genială. Wow. Mamă, ce era să se răstoarne căruța asta. Ia, și la mine. Am grijă aici la curbe, că mi-e frică rău de tot la curbe. Ești nebun la cap. O să luăm ușor, să vedem. Oricum, fantezia mare, după cum urma să spun, o să fie în momentul în care o să ne apucăm să facem o producție de lemn. Ce înseamnă o producție de lemn? În momentul în care o să cumpărăm sawmill-ul, o să putem să considerăm, să ne considerăm cu adevărat pădurari. Atunci o să putem să facem și cherestea, o să putem, dar bine, o să avem și nevoie de... ceva utilaje specifice, adică unifron o să trebuiască Mama, să fie deci doar pe partea de pădure. Neapărat. Ma, trebuie să schimbăm astea că aproape se răstoarnă de la axa. Da. E axa foarte ciudată. Bine, aia din câte am văzut, cea nouă pe care o să o folosim, e mult mai ok decât astea. Da, e mult mai stabilă. Da. Bine, acum adică ne ocupăm... nu are direcție proprie. Puh, nu are direcție proprie. E direct așa, cu plajul. Ia uite cum a rămas a mea. What? Ba ne descurcăm și noi ce avem până... cu ce avem până o să facem live respectiv. Oh. Mamă, îmi rămase căruța așa într-o râlă. Mergea într-o parte. What? Da, fuck. Păi bune, la mine chiar roțile din față. Bă, nici n-ajung pe jos. Uite-te și tu cât spațiu. E spațiu de câteva degete de la roțile din față. Ești nebun. Am plătit și payment-ul. 143. Ne mai sărăcește de tot și cu asta. Stai, să le vindem pe amândouă. Fii atent, să nu le vinzi, că facem un thumbnail. Oricum, cred că pe a ta luăm mai mult, că am pus de-astea groase la tine. Da, par un pic mai groase la mine, ce-i drept. Gata, hai, poți să le vinzi. Ne ocupăm noi de screenshot-uri și de poze de thumbnail-uri mai târziu. Momentul adevărului, oameni buni. Și, mamă, stai că am uitat să... Wow, nu pot să cred că n-am prins treaba asta pe filmare. 14.000. 14.000 am luat pe amândouă remorci. Avem un total de 16.700. Aveam hood-ul scos pentru că am făcut thumbnail. What? Nu știu exact cât am luat pe o remorcă și cât am luat pe alta. Trebuia să le vindem totuși separat să vedem care o transporta cel mai mult. Dar cred că cu siguranță eu, pentru că aveam nu neapărat mai multe lemne pe ea. Cred că Gabi avea mai multe. Da, exact. Aveam lemne mai groase și un pic probabil mai lungi decât alu Gabi, pentru că atârnau oricum, mai mult pe jos. Oricum, o să plantăm mai mult lemne, adică copaci din aceștia groși în noua
Ar fi pădure. ceva, știi? Că oricum aici nu tăiem cu Adică aș scorpia. vrea, da, aș vrea mai mult de 50% să fie de ăștia așa groși. Exact, e mult mai mișto Dacă nu, senzația, peste 75%. poți să testezi mult mai bine utilajele și așa. Și oricum aici nu tăiem cu scorpia, deci nu avem neapărat nevoie de copaci care să zici că să fie subțiri sau, mă rog, oricum o să vedem ce o să fie, vă promit eu că o să fie interesant. Bun, oameni buni, nu mă lungesc cu vorbăria. Ăsta a fost episodul de astăzi. Îi dorim un drum bun lui Gabi în continuare. Vă mulțumesc din suflet că m-ați vizionat. Noi o să ne vedem cu siguranță în următorul episod. Până atunci, nu uitați de like, subscribe, canalul Gabi descrie și Discord-ul. Până data viitoare, v-am salutat!